O tânără originară din Republica Moldova s-a mutat în România, la Iași. A renunțat la meseria de gazetar pentru a deveni meșter popular. Frumusețile care ies din mâinile sale sunt tot mai căutate. Știe să-și surprindă clienții cu podoabe de bun gust. Este una dintre motivele pentru care este invitată la toate evenimentele unde participă meșterii populari. În plus, mereu are o vorbă bună pentru interlocutori, iar zâmbetul este mereu pe chipul acestei tinere care și-a găsit menirea. Inspirație sunt cămășile tradiționale, de acolo găsesc modele care îmi plac și, cunoscând semnificațiile lor, mi-am dorit să le fac și mai purtabile decât atunci când sunt cusute pe cămăși, pe ei. Astfel că le cos în miniatură, la scară foarte mică, transformându-le în mici bijuterii care pot fi folosite și ca talismane, deoarece multe dintre aceste simboluri reprezintă norocul, fertilitatea, abundența, lucruri bune pe care strămoșii noștri doreau să le aibă și le imprimau sorții lor, cusându-le pe cămăși. Și bijuteriile sunt și ușor de oferit cadou și ușor de purtat și putem practic să avem o fărâmă din tradiție mereu cu noi. Așa este. Cel mai mult le apreciază persoanele din diasporă, străinii care când vin aici își doresc să ia ceva cu ei în străinătate, e ușor să o împachetezi, să o iai cu tine, bijuteria într-o cutiuță foarte mică. E o fărâmă de acasă, o fărâmă de România cu ei, o pot purta oricând, o pot ține aproape de piele, de inimă. Și cred că asta înseamnă mult pentru clienții noștri. Lucrul ăsta ne dă și nouă inspirație, ne încântă și ne face fericiți să putem crea aceste bijuterii.